Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii direct la subiect. Alături de mine în această seară, domnul Sorin Bercea, reprezentantul acționarilor FC Petrol Ploiești. Bună seara și bine ați venit. Bună seara, bine v găsit. Aveți la dispoziție un număr de telefon, dar și un număr de SMS. Atenție, 0720072644 este număr de SMS, îl voi primi aici, așa că dacă sunați, evident, nu o să puteți intra în direct. Folosiți celălalt număr pentru a pune întrebări invitatului meu. Tema din această seară, Petrolul în cotro, pentru că se vorbește foarte mult în aceste zile despre cedarea echipei Petrol Ploiești către un potențial investitor. Și vă întreb domnule Bercea, dumneavoastră ca reprezentant al acționarilor clubului, sunteți de acord să ieșiți practic din această asociere cu primăria Ploiești pentru a face loc unui investitor? dispus să preia, nu știu, 50%, 80%, 100% din uh, acțiunile clubului astfel încât uh, echipa de fotbal Petrolul Ploiești să nu mai aibă problemele financiare de acum, pentru că în uh, ultima emisiune pe care am uh, realizat-o cu managerul uh, Vivi Răchită, acesta spunea chiar înainte de de sărbătorile uh, de iarnă, domnule, mi-a fost rușine când uh, au venit uh, fotbaliștii la mine. Nu am avut posibilitatea să le achit la timp salariile care nu sunt înțeleg mari în comparație cu nivelul la care se joacă, și a trebuit să se mulțumească cu sume simbolice de bani. Deci e clar că acum primăria nu poate susține financiar echipa de fotbal în Liga I la un nivel care să-i permită, inclusiv managerului, să-și facă, să cumpere jucători, să-i motiveze din punct de vedere financiar, până la urmă, ca să rămână în prima ligă? Da, uh, sigur că sunt categoric da. Deci, la prima întrebare, aceea de a, dorința de a ceda echipa, lucrurile stau foarte clar. Ele sunt materializate și înscris printr-un protocol. Așa că, să zic, cale de întoarcere din punctul ăsta de vedere nu mai există. Sigur că e normal ca lângă primărie să vină un investitor privat care să vină cu un supliment de bani la, la buget. Sincer, mi-a părut foarte rău pentru că am văzut ultimele evoluții ale petrolului și eu mă gândesc concret că a plecat Bornescu la Universitatea Cluj și pentru că nu i s-a putut da aici un salariu mai mare sau un salariu care, pe care acești jucători îl merita în momentul de față. Și Bornescu, dacă discutăm fotbalistic, a fost un plus pentru uh, Petrolul din momentul în care el a venit și s a apărat. S-a și în rezultatele, fost echipei. În rezultatele echipei. Sigur. Uh, e foarte grea menținerea în divizia și orice punct și orice luptă e foarte importantă. Eu consider că până în momentul ăsta, până aici a putut să o ducă primăria de aici mai departe reușita proiectului pe care răchită și l-a propus ține de bani. Pentru că nimeni nu se vine niciun jucător și lucrurile văd că așa stau cu toate echipele din pe promisiuni sau pe vorbe. Vor veni pe bani, pe contracte încheiate, toți se reprezentați de impresari care te pun la colț și îți cer banii. Deci, asta e. Pe, din alt punct de vedere al investitorului privat, nu știu care ar fi interesul lui, deci ar fi legat de o de o, alt, o anumită afacere care ar avea un și sau probabil o anumită chestiune legată de imagine. Care, cineva care și-ar dori să vină și să dea bani la echipa Petrol. Eu nu știu dacă putem fi societate comercială, dar nu știu dacă putem vorbi cel puțin în primele faze de profit. E o afacere care de regulă mănâncă bani, pentru că se primesc niște bani de la televiziune, mai mulți decât se primeau pe timpul nostru, dar nu sunt suficienți. Și contractele s-au mărit și. Datoriile fiscale ale echipelor, o vreme s-a plătit fără toate impozitele, au fost bani prin convenții, s-au găsit fel de fel de, de, de tertipuri de a Acum, limita. Fi, fiscalitatea este mare și banii ăștia trebuie plătiți oricum. Fiscalitatea la stat, este normală azi, ca, da. ca orice salariat, orice jucător de fotbal e asimilat oricărui salariat care Sigur, Dar nu are, are un statut special, să spunem. Exact. Bun. Domnule Bergea, ca să fie clar pentru toată lumea, dacă mâine, nu știu, Dinu Patriciu, acum fabulez, să nu creadă suporterii care se de uită de acum la noi că au existat negocieri cu Dinu Patriciu. Nu știu, un, un om cu foarte mulți bani, pentru că e greu de crezut că un patron la un buticul din cartier își permite să susțină financiar o echipă care are nevoie de un buget undeva la 4-5 milioane de euro, spunea Răchită, ca să se mențină în, în prima ligă. Bun, dacă vine un astfel de investitor și spune, domne. Bag bani, e normal să, să, să fac lucrul acesta, dar trebuie să-mi dați clubul pentru că nu pot să bag bani în afacerea altuia. Sunteți de acord? Semnați și mâine actele prin care dumneavoastră, ca reprezentant al acționarilor, da? Partea care ține de, de, de dumneavoastră, o cedați acelui investitor pentru a mai departe în asociere cu primăria sau singur, depinde Sigur. de negocierile cu primarul da să preia clubul fără nicio discuție. Problema e că noi avem un, un protocol cu primăria, el trebuie modificat. Da. Astfel încât protocolul a știți ce spune. către dacă... primărie, către hale și piețe, așa cum a fost dat. Sigur el trebuie modificat, trebuie rescris pentru că dacă nu o dăm către hale și piețe, uh, Va trebui să dăm primărie un milion. Deci, un nu milion de euro. De euro, da. Am înțeles. Pe de altă parte, dacă nu. Primăria noia trebuie să ne dea. Deci trebuie să. Acelea au fost, cum să spun, aceea a fost situația la, sau protocolul scris atunci reflecta situația de la momentul ăla. Sigur că datele problemei s-au schimbat în momentul de față și va trebui să refacem și să rescriem acel protocol, dar e o formalitate, zic eu. Noi vorbim aici de intenție. Da. Domnul Bercea, vă mai întreb o dată. De ce? ați renunțat sau ați renunțat, ați cedat echipa de fotbal la primăriei Ploiești. Sunt foarte mulți cei care spun, domnule, acum când e clar că bugetul Ploieștiului nu poate suporta integral cheltuielile pentru menținerea petrolului în Liga 1, poate ar fi bine să vină și Bercea cu banii, să preia echipa, să facă într-un fel astfel încât să o scoată din impasul ăsta financiar, care din păcate Asta este. În momentul de față putem vorbi și de, de astfel de lucruri. Da, nu. Noi, din păcate, nu vrem să ne mai implicăm sub nicio formă, nici în conducerea executivă. Nici... Ne-am implicat, să vă spun în ce ne-am implicat. Am avut două runde de discuții, adică runde de discuții cu două persoane care uh, am încercat să-i contactăm să preia, să ne scape de această povară, să spunem. Uh, pentru că e o povară, dacă vreți, morală. Sigur, ne implicăm în... în Dar e o situație care e nerezolvată și care nu ne, uh, nu ne dă liniște. Nu, uh, și care, sigur, că uh, au avut, am, am avut niște discuții cu ei. Urma să-i aducem să discute cu primarul și cu managerul echipei, cu ceilalți să se informeze și și au făcut niște socoteli și nu au fost așa de, de încântați să Din păcate, e și perioada asta destul de, de, de grea. De din punct de vedere economic și nu cred că cineva se riscă să, nu știu, să bage într-un an 2-3 milioane de euro în speranța că, nu știu, petrolul va prinde o cupă europeană astfel încât să-și acopere cheltuielile. Dar, domnul Bergea, ceea ce a ținut de dumneavoastră Potrivit protocolului semnat cu primăria, la momentul respectiv, a fost respectat? Deci, noi, din punctul de vedere al conducerii executive sau a consiliului de administrație, dacă vreți, n-am avut nicio ingerință în această perioadă în treburile echipei. Deci, practic, nu ați pus antrenor, nu ați adus jucători, nu ați dat drumul la jucători, nu. nu. Singura relație a fost că am venit cu niște bani de acasă. Personal, a fost opțiunea mea și nu... Asta e. Deci nu, nu am venit aici să mă bag cu rămida în piept. Singura, o altă ingerință a fost că am cumpărat o lojă la, la stadionul Petrolul pentru că, singur, sincer, îmi face cinste să invit acolo prieteni și cunoștințe pentru că stadionul arată într-un fel, nu ca pe vremea fostului primar. Uh, și e un loc unde să socializează și unde important e că aș vrea să venim și chiar să dăm mai mulți bani pe o lojă, dar să să vedem că echipa e acolo unde ar trebui să fie ținând cont de, de rezultatele și de palmaresul pe care îl are da. Cum vedeți dumneavoastră sau cum ar trebui să arate tranzacția pe care acționarii actualei clubului ar putea o încheia cu un potențial investitor? Acel investitor trebuie să vină și să facă dovada că are banii pentru că știți, problema Clubului Petrolului. Există un control care nu a fost finalizat, există o creanță care în momentul de față nu e certă. Și care ar, cum să vă spun, parcurgerea fazelor judecății. Pentru că, sigur, se va stabili, să spunem, într-un viitor apropiat, o sumă. Această sumă trebuie contestată, întâi la finanțe, după aia în instanță. Sunt atâtea instanțe, se poate face recurs, se poate face nu știu ce. Deci va dura, e un proces de durată, asta vreau să spun. Sunt termene, sunt expertize, sunt diverse lucruri care îngreunează și face ca acest proces să fie tot mai, mai de deci, lungă durată. Investitorul, potențialul investitor, ar trebui să-și uh, asume faptul că, uh, mă rog, datăria respectivă, că o fi de un milion, că o fi de o jumătate de milion de euro sau, nu știu, o sută de mii, Va trebui plătită într-un final sau... Exact, trebuie să garanteze această chestiune. Bun. Lucru care, dacă el duce procesul mai departe, și noi, avocații care am avut noi până acum, sigur mizează pe faptul că dacă se contestă în instanță și procesul merge mai departe, se, poate, se pot face niște dovezi în instanță că anumite lucruri au stat așa cum trebuie, că s-au făcut anumite plăți așa cum trebuie și că datoria, de fapt, reală e mai mică. Dar noi nu știm, noi zicem, punem rău înainte. Așa da. ar trebui să facem iar investitorul care vine să pune acolo suma care să zicem, ar fi maximă în momentul de față. Bun. Dar o pune într-un cont în care el când preia acțiunile societății, practic acea sumă e la el. Duce procesul mai departe, își reduce din suma personală care a băgat-o acolo, Vrea să se mulțumească ca să stingă datoria cu ceea ce a spus, a fi... au spus finanțele la prima da. strigare, ca să spun așa, o plătește și a încheiat. Ar fi singura condiție financiară pentru preluarea acțiunilor sau aveți pretenții de genul, ok, îți dăm acțiunile noastre dacă ne dai un milion de euro? Sau dacă nu, ne dai deci 5 milioane de euro. că Pentru primărie, deci protocolul spune da. clar că nu sunt pretenții financiare. Deci nu aveți alte, alte pretenții. Echipa financiare. a orașului, deci nu primăriei, siglele, toate celelalte sunt irreversibile, așa cum scrie protocolul aceste chestiuni. Deci nu mai. Deci nu există posibilitatea, nu știu, peste o lună investitorul să spună, domne, plec pentru că, uite, mi-au cerut foștii acționarii printr-o clauză de care, nu știu, nu, știa, nu am știut, un milion de euro și, prin urmare, plec. Nu există această posibilitate. Deci noi nu, nu, nu găsim investitori să vină fără să. să... Da. Pentru că totuși o sumă, oamenii, cum să spun, eu, o sumă asta de plată plus menține, plus banii care trebuie să-i bage în primul an la echipă. Da. Pentru că eu zic că așa cum văd eu lucrurile, eu spun că sunt 2, trei, patru transferuri de primă urgență, să spunem, de primul 11, nu un jucător de bancă. Care ar trebui să vină la echipă ca să răsufle toată lumea ușurată și să, să nu aibă această echipă grijile retrogradării. Asta în primul an. Urmând, da. după aia, să își facă un lot, să construiască ceva. Dar... Cam cât ar trebui acum, câți bani ar fi necesar după părerea dumneavoastră, pentru investiția în jucători? Cât ar fi necesar? 500 de mii de euro, un milion de euro, 2 milioane de euro? Cam de câți bani ar avea cum Vivi Răchită, până la urmă el este managerul, pentru a-și rezolva problema asta? Pentru că, repet, și în ultima emisiune se plângea, domne, toată lumea îmi cere performanță, dar eu nu am bani să aduc jucători, eu trebuie să iau doar jucători liberi de contract și pe care să îi mulțumesc cu contracte mult mai mici decât cele care se vehiculează de acum în Plus că mai sunt anumite suspiciuni. Adică el a luat pe de o parte, a luat jucători cu 2 lei, am promutat de la Galați, de nu știu unde, jucători care eu n-am, nu-i critic pentru că nu știu anumite lucruri. Dar vreau să spun că ce am văzut și ziarele au scris că nu știu, împotriva Galațiului îl durea piciorul, n-a jucat așa cum trebuie și de-aia au fost trimiși înapoi. Deci un, jucător împrumutat, e un jucător împrumutat. Îl iei cu 2 lei, pentru că și clubul la care îl împrumut are tot interesul să joace jucătorul ca să-i crească valoarea, dar să reținem foarte clar că jucătorul e al lui. Deci niciodată nu îl va da pe gratis. Decât să iei jucători pe uh, liber de contract, trebuie plătiți impresarii, trebuie o sumă la semnat. Și eu zic că un 500.000 de euro e o sumă minimă așa de, de menținere la scorurile și la prețurile actuale. Am înțeles. Toată lumea a fost supărată că a plecat Bornescu, repet, un portar de valoare pentru că altfel nu... și cred că o să fie titular la, la Ucluj. Ce putea să facă răchită în momentul în care Bornescu a venit să-i spună... Îmi pare rău, uite, asta e oferta. Dar el a venit da. cu această condiție, aceea că stă cât stă, își găsește echipă. Sigur că dacă acolo s-ar fi oferit un salariu, nu știu, la Cluj, parcă înțeleg că 6.000 pe luni. Da. Dacă ar fi venit cineva cu o contraofertă, eu zic că el ar fi rămas aici, sunt, sunt, sunt convins. Deci, bine, s-a dus acolo, Clujul își propune performanță, Walter bagă, nu mai spunem câți bani bagă că e. Adică mult mai mulți bani decât aici, practic părerea mea că uh, s-a făcut din rahat bici, așa cum se spune, dar pentru o perioadă de timp determinat. Da. Nu știu dacă chestia asta uh, merge la infinit. Adică până acum suntem peste target, ținând cont de banii care s-au băgat. Eu orez da. financiar nu discut că a dat la pe lângă mince sau nu știu ce. Uh, dar uh, trebuie bani. Cu, cu păcălea la nu, nu merge la infinit. Da, repet, dacă primăria nu va găsi niciun investitor, v-ați întoarce? Sub nicio formă. Sub nicio formă. De, sub nici, nicio, formă. nici, o poziție la clubul ăla decât aceea de spectator. Nici dacă, să spunem, noul investitor va pune pe dumneavoastră, va oferi funcția de președinte sau o funcție am, de conducere. Am multe funcții care nu. Da. Cum vi s-a părut parcursul petrolului de până acum? V-am spus, peste, peste, peste puterea. Pentru că s-a creat o coeziune de grup și mi-aduce aminte de acea echipă din 1995. Pentru că a fost acolo unde echipă care nu a avut individualități, la care individualitățile au apărut după performanțele echipei și pot să mai spun că s-a creat o coeziune în cadrul echipei, s-a creat o atmosferă și așa, s-a făcut o echipă pe mai mult pe suflet decât pe, pe, relațiile pe care Vivi Răchită le are cu unii jucători cei care se retrag și care sincer mă uit la Florentin Dumitru și nu vine să cred câți ani are și că joacă în continuare cu bune rezultate la petrolul Dar sigur are și el o vârstă Deci trebuie gândit o strategie uh, Dar Care să-l permită Pentru asta trebuie bani categoric. Uh, În uh, cazul în care Să spunem Vivi uh, Va fi nevoit să meargă În retur cu același lot Cu același buget Incomplet uh, Are vreo șansă petrolul să scape de retrogradare? Azi, știți ruleta rusească? E yeah. cu Pistolul, 50, 50. Cu, na, cu pistolul. Da. Deci nu va fi ușor sub nicio formă. Deci nu știu, eu repet, -am, nu vreau să ridic în pe Bornescu sau să facem un caz din asta, dar a însemnat ceva. Iarăși, Sipovici, care mi s-a părut un jucător bun, dar nu știu, eu, atât răspunderea cât și decizia îi aparține managerului. Deci au plecat doi, doi jucători din. Prima, de asta spuneam de patru jucători. Doi să-i înlocuiască da. peștea, încă doi să mai mai crească valoarea în linia mediană a echipei și în față. Eu zic că că lucrurile ar, ar sta bine. Adică ar fi liniștitor pentru și când ai liniște și nu ești în presiune de rezultate, poți lucra. Eu nu e simplu nici nici pentru el, nici pentru conducerea executivă a clubului. Da, până la urmă vine cineva ca un investitor, că din păcate din ceea ce vedem până acum, citesc acum din, din SMS-ul dat de un supporter, se tot spune că vom afla în seara asta despre noul investitor, dar văd că nu se știe nimic concret. Da, din păcate declarațiile și iarăși ar fi interesant, Poate reușim să intrăm în legătură telefonică în partea a doua a emisiunii cu Vivi Răchită pentru că astăzi a declarat la finalul partidei de la Câmpina că echipa va avea în scurt timp alți acționari. Citesc de pe o declarație dată și publicată pe observatorul HRO. Suntem foarte aproape de a schimba acționariatul clubului și să aducem acel investitor pe care îl așteptăm de mult. El există, a pus câteva condiții. Dacă ne vom înțelege, cred că în această săptămână vom avea un nou acționar majoritat o să punem și noi condiții de performanță, dar sper că vom găsi calea să ne înțelegem. Este, ieri a fost dată declarația lui Vivi Răchită, să sperăm că de ieri până astăzi nu s-au schimbat și investitorul de care vorbește Vivi Răchită nu s-a răzgândit pentru a băga bani în petrolul ploiești, în echipa de fotbal și de a rămâne în, în, prima ligă. Până la urmă, acesta este interesul tuturor. Da, un alt telespectator este supărat pe salariul foarte mare al lui Vivi Rachita uh, și spune că Vivi își, per își permite să îl plătească uh, până și pe celebrul acționar. Mă rog, e chestie de nuanță. Cum, cum? Nu am înțeles. Uh, da, uh, pentru el este un salariu să trăiască decent. Ar trebui să-l plătească celebrul acționar, dacă va fi. Deci, practic, uh -huh. inclusiv salariul lui Vivi Rachita să fie plătit din, din da, bani da, Haideți să, să stăm un pic și să ne gândim, că iarăși ca pe timpul când eram noi la conducere, să bagă diverse șopările de către prietenii, între ghilimele ai fotbalului, de la care o să fac referire, poate îmi da și mie 5 minute să, da. să vorbesc așa de un personaj care, sincer, am avut o altă părere despre el, dar mă rog, lumea se mai schimbă și opiniile oamenilor. Dar revenind la... la sigur că în clubul ăsta au venit 400 și ceva de mii de euro eu vă spun, au fost 16 loje, ori 10.000 cât am plătit noi, sau poate mai multe, nu știu exact câte loje are stadionul, înseamnă dintr-o dată 160.000. Uh, au mai venit bani din sponsorizări, de la diverse acționari, pe reclamă și publicitate. Înțeleg că vor de 500000 scriu ziarele, nu am inventat eu, nu știu din contabilitatea clubului nimic, am văzut și citesc presa. Uh, salariul ăsta poate e plătit acolo, trebuie să fie plătit din banii publici? Deci, da. din banii publici sunt înghițite anumite cheltuieli. Aveți idee. Ide sunt... Aveți idee. E clar, declarația a fost dată, dată ieri de, de Vivi Răchită, Aveți idee cine ar putea. No, fi, nu, nu. Deci, eu pot să vorbesc în dreptul meu, da. nu pot să vorbesc în dreptul altuia. Mi-ați pus întrebarea clară că dacă avem de gând, lucrurile stau așa cum am scris-o în protocol și e scris pe hârtie, nu sunt vorbe. Uh, din punctul de vedere al uh, implicării în continuare sau a revenirii la, în acționariatul, în conducere, nu știu ce, niciun fel de deci, practic, no way, cum spunea englezul. Da. Și așa mai departe. Deci uh, am venit să vorbesc, repet, în dreptul meu. Eu, probabil că primăria, managerul clubului știe uh, altceva. Am nu, nu, nu. nu Au avut două, am avut două încercări noi. De a aduce pe cineva care să stea dar tot nu cu nu știți ei de, de investitorul de care vorbea ieri răchită. Nu nu, 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 nu nu aveți nicio informație Dar domnul, domnul Bercea, de exemplu, reproșul pe care îl face Bănuiesc un părinte De ce nu există niciun jucător din centrul de copii și juniori ai clubului Petrolu în lotul actual? Aveți vreo implicare în zona asta sau e responsabilitatea lui Vivi? Total la antrenorului, dar echipa e făcută, zic eu, pe valoare să... Adică, întrebarea următoare, ce jucători din, din, de la centru de copii joacă în alte părți? Pentru că am avut și noi am investit în centru de copii, putem discuta și să poate uita cineva în da. contabilitate Chiar primăria care are la dispoziție contabilitatea clubului, vorbim pe exercițiul nostru Nu vorbesc ce pe s exercițiul lor da. Dar s-au investit bani și au fost, de exemplu, un an de juniorat care, în care jucătorii au jucat maxim la divizia C uh, Crescu, ce... Jucătorii crescuți din club Deci da, nu da, înseamnă da. că au fost probleme cu selecția, cu mersul mai departe cu... Sunt diverse motive aici, nu vin da, eu să dau lecții Salariul răchită, din câte știți dumneavoastră, este peste media celorlalți antrenori din Liga 1 Adică e o discrepanță mare între salariul lui răchită și un salariu al unui, unei echipe, să spunem, de primă ligă Eu zic că e sub medie. Părerea mea că e sub jumătate la valoarea actuală. Adică sub jumătatea clasamentului. Este că sunt în momentul de față nouă echipe, 10 care au salarii antrenorii peste răchită fără nicio discuție. Ce știi despre soarta lui Budescu? Știi ceva? Budescu e la Astra și... Dacă bără, vine, asta e la întrebarea, dacă vine la petrolul. Vivi și-l dorește la echipă. Problema este că, că, jucătorul, da, este jucătorul Astra cu acte în regulă și... Iar să ajunge la bani, da? Da, exact Da, luăm acum o scurtă pauză de publicitate Revenim imediat la ceea ce se întâmplă în Consiliul Local Ploiești Pentru că și acolo au existat foarte multe discuții pe marginea bugetului pe care primăria îl alocă echipei de fotbal Dacă este bine să contribuie financiar din banii ploieștenilor Să se contribuie financiar la susținerea echipei în Prima Ligă Evident, suporterii cred că nu au nimic împotrivă Însă au existat voci care au criticat această susținere financiară Revenim imediat cu detalii în aproximativ 3 minute.